După cum vă informam în ediția trecută a știrilor noastre, astăzi Tribunalul Giurgiu, pe parcursul a câtorva ore, a susținut o activitate de genul porților deschise pentru marcarea în avans a Zilei Europene a Justiției Civile, eveniment care pe întreg continentul se sărbătorește la 25 octombrie. Acțiunea Ziua Ușilor Deschise este organizată cu ocazia Zilei Europene a Justiției Civile, ce se sărbătorește în fiecare an în data de 25 octombrie în întreaga Europa, inițiativă comună a Consiliului Europei și Comisiei Europene, eveniment prin care justiția civilă este adusă în atenția publicului european. Tribunalul Giurgiu își deschide astăzi ușile tuturor celor interesați să afle cât mai multe despre mecanismul de funcționare al instanțelor de judecată. Despre agenda manifestării, amănunte au venit tot din partea aceluiași reprezentant al Tribunalului din Giurgiu. Vizitarea compartimentelor instanței, Arhiva Tribunalului, Registratura, birourile judecătorilor, birourile grefierilor, sălile de judecată, informații despre istoricul clădirii, munca unui judecător, circuitul cererii de chemare în judecată, etapele procesuale până la soluționarea unei cauze, precum și orice alte date despre sistemul judiciar român. Cea mai mare parte a giurgiuvenilor la manifestarea de azi a fost constituită din elevi. Aceștia, sprijiniți de gazde, au simulat un proces penal având ca obiect săvârșirea unei infracțiuni. Elevii au îndeplinit evident rolurile avocaților, a judecătorului, grefierului, a acuzatului și a părților vătămate. Întreaga acțiune de astăzi, consacrată Zilei Europene a Justiției Civile, a avut ca scop apropierea justiției de cetățeni, de a-i ajuta să fie mai bine informați cu privire la drepturile lor și a deprinde noțiuni elementare despre funcționarea justiției de zi cu zi. În demersul său, Tribunalul Giurgiu a fost sprijinit și de judecătoria municipiului.